19 martie. Tăceri. Exod 15 cu 22 la 27. Galaten 4 cu 1 la 8. Fapte 4 cu 11. Apocalipsa 21 cu 14 și Luca 10 cu 1. Mii de trupuri pluteau pe apele Mării Roșii, iar notele muzicale dansau în refrenul Mariei și al milioanelor de evrei ieșiți din Egipt. Dumnezeu era tăcut, nu povestea nimic, nici măcar cu Moise. Părea abătut. Nimeni nu știa dacă mai era cu poporul evreu sau rămăsese pierdut cu gândul pe malul mării, dar pe cine interesa asta? Toți erau plini de euforia cântării. Imaginea mielului se pierduse. Doar Dumnezeu o mai purta ca pe un drapel, fluturând pe valul apelor din orbita bătută de potop. 3 zile de cântec și de tăceri. Pe harpa lui Moise se striveau lacrimi din cer. După 3 zile, cântecul se transformă într-o ceartă de nedescris. Toți erau cu burdufurile de apă aruncate sub tălpi obosite, iar buzele lor crăpate arătau ca grădinile uitate de ploaie. Apa strânsă în burdufuri la Mara nu se putea folosi din pricina amărăciunii, așa că se duseră la Moise cu gânduri și vorbe la fel de amare. Nu-l cruțau deloc. Poporul acesta trecea de la extaz la furie într-o clipă și bătrânul nu făcea față. Dumnezeu tăcea. Mintea-i era cu mielul lui, pe malul mării, iar ochii erau căzuți asupra unui lemn. În deșertul acela, lemnul e ceva foarte rar. Acolo, piatra era împărat. Moise începu să-l strige pe Domnul, dar el nu putea vorbi. Stătea cu privirea ațintită la lemnul acela, iar Moise insista ca unul a cărui durere dădea peste măsura puterii. Doi îndurerați, unul în urlet de cuvinte, celălalt ca un miel tăcut, ca o mamă înlăcrimată, arătând spre lemnul desrădăcinat sau poate rupt din trunchiul unui copac. Bătrânul înțelesese. Era ca o limbă nouă prin care cei doi comunicau. Luă lemnul și l-aruncă în apa cea amară. Cât ai clipit din ochi, transformarea se produse și mulțimea se năpusti să-și umple din nou burdufurile, împingând iar și iar lemnul ce era mereu atras de mal. Eu mă uit mirat că nimeni nu cerea explicații. Lemnul și soldatul ieșit de pe fundul Mării Roșii împar îngemănați într-un blestem. E totuși un lemn vindecător. Cum? Nu se sesizează nimeni? Știi ce cred? Dumnezeu avea o relație specială cu acest popor pe care îl trata adesea ca pe un copil mic. Explicațiile erau de prisos. Veți pricepe voi mai încolo, se gândea Dumnezeu, și plecară cu toții mai departe. Tăbărâră într-un loc cu 12 izvoare, câte un izvor pentru fiecare seminție, de parcă ar fi fost 12 trimiși din cer pentru o misiune specială. 70 de finici se înălțau și ei ca niște evantaie în arșița pustiului. Poporul rămase acolo în jur de o lună de zile, după care porniră mai departe ca să fie modelați și formați prin suferință. Dă dură după o vreme de un mare necaz. Nu este nimic mai cumplit decât să mor de foame. Pentru pâine ești gata de orice. Îți mai amintești cum i se vânduseră egiptenii lui Iosif pentru a li se asigura pâinea? Acum poporul era înfometat. Ajuns în pustia Sin, foamea devenea atât de cumplită încât nu mai puteau gândi rațional și, cum se întâmplă de obicei,
merseră la Moise pentru a-i face bătrânețea nefericită. Ne-ai scos din Egipt ca să murim de foame aici? Acolo aveam oale de carne. Și dacă era să murim de mânia lui Dumnezeu, dar măcar muream sătui. Aici murim înfometați, e cumplit. La ce ne-ai salvat? Să murim în condiții mult mai grele? Ăsta e iad. E ca și cum ai învia pe cineva din morți ca să-l omori în bătaie. Ți-ai bătut joc de noi. Ai făcut pe grozavul. Te-ai aventurat să aduci aici această mulțime, să o lași să moară de foame. Nu știai că trebuie să ai un plan foarte bine gândit când ești cu un popor atât de mare, cu mame și copii? Dă-ne de mâncare, Moise, vrem carne! Un val de huiduiel venea ca un refren. Era un alt fel de cântec decât acela de pe malul mării. Moise trăia emoția soldaților lui Faraon peste care se năpustiseră apele mării. Se simțea ca lemnul acela a zvârlit în apă. Încerca zadarnic să prindă sensul mielului de Paște și să se focalizeze pe limba cea nouă. Nu avea niciun sens cuvântul dragoste. Poporul avea parțial dreptate. Îi era foame. Aveau copii. Doamne, ce se întâmplă? Nu înțeleg nimic, striga Moise fără cuvinte în fața unui Dumnezeu mai tăcut decât el. Deodată, ca o răcorire, ca un răsărit, ca o revărsare de lumină, se arătă dinspre pustiu ceva ce nu pot descrie din lipsă de cuvinte. Era Domnul într-o altfel de apariție. Nu era trist. Era ca un steag în adierea vântului. Aaron își puse mâna la ureche pentru a înțelege și el despre ce vorbea Moise cu atâta slavă, despre care îți era greu să spui dacă era o țesătură de abur, un fel de nor ce se împletea în conturul unui om, ca oricare dintre noi, o vietate cu trăsături de miel sau o bucată de lemn, un lăstar rupt dintr-un pom al vieții. Moise, poporul acesta e ca un copil care trebuie învățat cu multă răbdare. Uită-te la el cum se comportă. Nu-s nici 3 zile de când n-a mâncat și nu-i adevărat că n-au. Știu, Doamne, avem cu noi o mulțime de vite aduse din Egipt. Poporul acesta are atâtea traume de când era în robie. Se teme că va muri de foame. Această teamă îl face lacom și plin de răutate. Da, Moise, e nevoie de porunci și de fermitate pentru vindecare. Lângă legea cu mielul vom adăuga sabatul. Rămâne să mai vorbim. Mâine vom vedea ce au mai povestit și ce avea să însemne sabatul. Acum, mintea noastră mai are nevoie de o porție de odihnă. Noapte bună!